Horia Moruțan, președintele Asociației Apulum Alba, care fiecare dată în mijlocul căscătorilor de animale, astăzi asistăm la un eveniment deosebit, Zilele Comunei Fărău. De fiecare dată ne bucurăm că sunteți în mijlocul nostru. Astăzi suntem la Fărău, o comunitate foarte frumoasă și foarte puternică. Sărbătorim Ziua Comunei Fărău și în cadrul acestui eveniment frumos vrem să dezvoltăm Festivalul Crescătorilor de Oi din această zonă, un festival care va fi tot mai frumos și tot mai mare de la an la an. Și eu, ca și președinte de asociație, nu pot decât să mulțumesc domnului primar și Consiliul Local pentru parteneriatul frumos care îl avem și de asemenea domnului președinte Consiliului Județean Ioan Dumitre și Consiliului Județean pentru un parteneriat de 20 de ani care poate fi un exemplu de bune practici pentru toată România. Eu aș vrea să-i las pe dumnealor să prezinte și să se prezinte și să arate frumusețea acestui județ, un județ care, din punct de vedere personal, este un deosebit. Domnule președinte, de ce este mai mare? Pentru că l-a lăsat Dumnezeu pe pământ, iar oamenii au știut ce să facă, să-l mențină. Aici, la Fărău, spunea domnul doctor că este ziua satului românesc dezvoltat, pentru că dacă ați trecut prin satele acestei comune, veți vedea cât de mult a evoluat. E un sat de graniță, o comună de graniță și cu toate acestea, această comună, făcută așa de frumoasă de administrația locală, domnul primar și cu ajutorul Consiliului Județean, este, să spunem așa, această comună modelul de dezvoltare. Pentru că nu discutăm aici numai de infrastructura, să spunem, edilitară și tot ce poate face administrație. Este vorba aici și despre o dezvoltare economică rurală cu specificul ei. Aici domnul doctor ne-a adus și împreună cu domnul primar crescătorii de oi. Suntem un județ unde tradiția aceasta e veche și este în continuare dezvoltată. Sperăm ca și condițiile pe care de la nivel național se creează pentru crescători să facă ca această tradiție să nu înceteze, pentru că nu numai din punct de vedere tradițional, dar din punct de vedere al dezvoltării economice este esențială pentru foarte multe din satele din județul Alba. Aici este un exemplu și cred că trebuie să continue. Despre județul Alba, este frumos, eu umblu mult și vreau să vă spun de fiecare dată când trec pe lângă un ciocor de oi, fac o poză și este cea mai apreciată de cei care urmăresc la fel și vite. Până la urmă, viața satului din România, și acum să ne reducem la județul Alba, trebuie să ofere condiții de trai tuturor locuitorilor, așa cum avem la oraș, iar aici la Fărău așa este, iar celor care vor să dezvolte economic afaceri în zona rurală, trebuie să fie sprijinite de politicile naționale. Domnule primar, crescătorii de ovine ocupă un loc important în cadrul acestei manifestări. Cum se identifică comuna Fărău? Este adevărat ce spuneți dumneavoastră. Eu am rămas profund impresionat astăzi de marele număr de oameni care au venit la această expoziție. Și așa cum bine știți și dumneavoastră și alții, comuna Fărău are aproximativ 22.000 de ovine mature, plus în jur la 10.000 de hectare de pășune și ne bucurăm de lucrul acesta, dar vreau să vă spun, oamenii din comuna Fărău, eu astăzi i-aș numi pe crescătorii de ovine cei harnici dintre cei mai harnici. Munca aceasta pe care o fac ei zilnic este o muncă titanică, este o muncă foarte grea, dar nu pot decât să-i felicit pentru munca pe care o fac și așa cum dumneavoastră și toți am văzut astăzi, ovinele care le-au expus astăzi la această expoziție, ceva extraordinar de frumoase și îi felicit. Și vreau să mulțumesc pe această cale domnului președinte al Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, pentru că datorită dânsului și datorită Consiliului Județean Alba, Fărăul și comuna Fărău s-a dezvoltat și a ajuns la stadiul care este. Îi mulțumesc. Nu este suficient ca dânsii să dea bani, este adevărat, dar îi mulțumim de lucrul acesta și faptul că ne-au ajutat, ne-au încurajat, am progresat și în continuare susținem crescătorii de animale și
tot ce depinde din partea Consiliului Local, a Consiliului Județean, au tot sprijinul și vrem să ne bucurăm și noi de roadele muncilor, pentru ca noi, bineînțeles, înfructându-ne din aceste produse pe care ei le fac, să trăim o viață mai bună și mai lungă, pentru că sunt produse naturale. Cu ce probleme vine crescătorii de ovine la administrația locală și cum îi sprijiniți? Problemele crescătorilor de ovine de multe ori sunt pășunea. Pășunea este puțină. Faptul că pășunea este puțină, mai mulți dintre ei țin oile și pe stabulație și încercăm să-i ajutăm cât putem și posibilitățile și măsura în care avem posibilitate să-i ajutăm. Alte, din punct de vedere administrativ, toate de acte și tot ce depinde, au tot sprijinul din partea noastră. Cam asta e problema lor, pășunea.